Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Zidana Ozacuna, bun venit pe canalul meu din YouTube. Dragii mei prieteni, deja mă cunoaște cine sunt și ce fac, dar mai întâi de a viziona acest videoclip micuț, te rog să-l distribui, să-l distribui unde vrei tu, ca să-ți va povesti ceva interesant, un tratament naturistic despre sistemul osos. Da, dragii mei prieteni, ia uitați-vă și am eu aici. O rădășină diminunată a plantei de brusturi. Toată lumea cunoaște care este, deci, frunza de brusturi. Puternică și puterea pământului se mai numește, da? Sau se mai numește ea laba ursului. Așa, care este foarte puternic dacă noi vorbim de oas. Dragii mei prieteni, astăzi am făcut două tipuri de tratamente care sunt foarte bune, mai ales dacă noi vorbim de toate situațiile sau pe toate problemele din oas. Așa, în primul și în primul rând există foarte multă lume, ați auzit, deci situații sau boli când noi avem, dragii mei prieteni, problema cu oasele sau boli de oasă, ca guta, ca osteoporoza, ca artrita, ca artrita infecțioasă, ca coartroza, ca cervicalagia, hernie, osteopoartrită, rachitism, sindrom proteu, tumoare osoasă, boala Paget, fibromialgie, boala oaselor fragile, osteomecelită sau necroză. Sau problemele când avem cu sistemul osos. Dragii mei prieteni, eu astăzi am făcut o rețetă foarte bună, dar eu am și unguent din această puternică plantă care se numește brusturi. Este o plantă foarte puternică care ajută, deci, la articulații, într-un cuvânt. Că multă lume se mă întrebe, Dana, ce fel de boală e asta sau asta? Da, dar o durere de oase ea persistă. Dar să știți că eu astăzi am făcut tinctură din rădășină din brusturi, dragi prieteni, foarte bună, ca să o luăm în fiecare zi, ca să ne ungem chiar unde avem, deci, durere. Dar am făcut și brusturi cu mere din mănuca, care noi putem să o mâncăm, dragi prieteni, că ajută foarte bine nu numai la oasă, dar și la cancer. Ați auzit cu siguranță că rădășina de brusturi, deci, ajută foarte bine la cancer. Chiar poți să o usuci, să faci ceai iarna, chiar poți să faci un ceai, dragii mei prieteni, dacă tu ai problemele cu oasă, un ceai din frunze de brusturi. Chiar poți pe o frunză de brusturi, deci să ungi foarte bine cu miere, foarte bine cu miere de albin, să pui pe piciorul tău sau pe mânuța ta pentru când ai tu dureri de oasă. Dragii mei prieteni, te rog să-mi distribui acest video, că este foarte interesant și brusturile este o plantă care se găsește pe dealuri, pe câmp, pe colini și nu este scumpă. Dacă tu nu ai, cu siguranță ea se vinde și în prafuri, în capsule, dar te stărui să ai rădăcină de brusturi cât mai naturală, cât mai biologică, cât mai bună. Hai la treabă să vă arăt cum am făcut eu două tipuri de tratament pentru sistemul osos sau pentru toate bolile care voi aveți de oase, de articulații, chiar de mușchi și chiar pentru cancerul la măduva oaselor. Dragii mei prieteni, deci eu am ajuns cu rădăcina mea de brusturi acasă și eu o spăl foarte bine, este foarte important, deci să o spălăm. Orice rădăcină o cojim ca să fie foarte curată cu cuțitul și o spălăm bine. Le-am spălat foarte bine, ele schimbă la culoare, să știți cât de bine voi nu le-ți spăla, ele schimbă la culoare. Și am aici două borcane, ia uitați-vă, da? Două borcane curate care le-am spălat în bicarbonat de sodiu. Așa, deci eu le tai în felul următor, ia uitați-vă, da? Și apoi mărunt, așa ia, ca pe o rădăcină. Cu cât mai mărunt, cu atâta este mai bine. Dacă să o luăm la drept, în pastă, în pastă, el nu se fărâmă, că el este ațos, da? Dar eu îl pun într-un blender și îl fac în felul următor, ia uitați-vă, da? Absolut tot. E normal schimbi la culoare. E normal schimbi culoarea, fiindcă el schimbă culoarea. Cât de bine tu
nu le-ai spalat, dar el schimbi culoare. Deci în felul următor îmi pun foarte bine blândul și fără. Ca să obțin deci o pastă. Ia uitați-vă, da? În felul următor. Dar bine, voi e orice blender care îl veți. Dar dacă nu aveți blender, puteți să-l formați cât mai mărunt. Chiar prin mașina de tocat, dar vă vine greu. Așa. Și deci, eu am să ne-l pun în borcan. Așa. În felul următor, ca să-i pun, deci, țuică peste el. Umplu, deci, borcanul cu rădășină de brusturi. Curăț bine. Mai bine el nu o să fărâmă. Dacă tu poți mai bine, cu mare drag, deci, curiți mai bine. Așa, ia uitați-vă, da? Dar pentru a doilea, deci, borcan. Eu îmi slitai mărunt. Așa. Cu cât mărunt poți tu, da? În felul următor. Așa. Uitați-vă și rădășină, deci bună eu, sănătoasă am eu. Așa. Ia, iesă rupi. Ia uitați-vă, da? Deci eu o tai așa, mărunt cu buleț. Și ne umplu borcanelă, oricât am eu deci nevoie. Așa. Deci, dragii mei prieteni, ia uitați-vă, da? Deci unul l-am dat cu blenderul, dar unul l-am format mărunt. Pii care l-am tăiat mărunt, eu îi pun spirit deasupra. Ce înseamnă spirit? Alcool de 97 de grade, numai decât. Dar, hai să mă întrezi, Dana, țuică, poate, dragii mei prieteni, țuică, dar noi această tinctură, dacă o facem pentru articulații, ea este mai puternică cu spirit. Împliem, deci, borcanul cu spirit. Așa. Îi punem un capac și o dăm, deci, ca să măcerească pentru 40 de zile. Dar, dacă facem, deci, care l-am format, da, a să-i pun miere de manucă. Deși miere de manucă, că mierea de manucă este foarte bună pentru diabet. Și așa, care persoanele care suferă cu diabet au dreptul să mănânce, deci, acest tratament sau acest leac, mai bine spus, da? Deci, împliem borcanul plin, că el a să mai lasă, plin cu miere de manucă. Mierea neagră care este pentru heliobacter și pentru, deci, persoanele care suferă cu diabet, care au glicemia în sânge. Mierea de manucă, ea nu îngrașă, este o miere din frunză. Ea să lasă, iar din nou eu adaug miere până când umplu borcanelul cu miere neagră. Altă miere spate altă miere, dar să fie o miere biologică. Dar cea mai bună este mierea de manucă. Numai decât punem căpac, i-am așa căpace, deci de plastic, dar sunt căpace alimentare, deci sunt foarte bune. Și aștept ca să mai dai în jos, deci în rădăcina mea mierea și umplu borcanul cu miere. Deci, aici poți să-l folosești care este cu miere, câte o linguriță de miere pe stomacul gol. Dar dacă vorbim de tinctura de rădăcină de brusturi, în afară că poți să faci masaj, deci pe mânuți, dacă ai durere, genunchi, oase, articulații, cartilage, cu ea poți să îmbii câte 10 picături de 3 ori pe zi cu un pahar de apă. 10 dimineața, 10 seara, 10 la amiază. E ca așa să le iei cam 21 de zile. Vei vedea cât de bine te ajută la articulații, dar chiar și la măduva oaselor, la măduva usos. Deci cine suferă cu boli de măduva oaselor. Sau cum se spune, cancer la măduva osos, la măduva, este foarte bun. Chiar dacă ai astfel de tip de rădăcină, poți să o usuci. Eu am și uscată, o usuci și faci iarna aceea, dar este foarte, foarte bun. Deci, dragii mei prieteni, tratamentul meu deci este gata. Ia uitați-vă, da? Cu siguranță ajunge mierea
până la sfârșit, clar că rădăcina de brustul nu poți să o mănânci, că este foarte ațoasă și nu poți să o rugăm, este tare ca bucată de lemn, da? Dar este o rădăcină de o plantă foarte puternică și chiar din rachiu nu. Tot nu poți să o mănânci, dar poți face o cantitate mai mare ca ți să ajuți, ca ți să fii de folos. Este foarte bună, fiindcă este foarte puternică această minunată rădăcină de brusturi.